Pregătirile pentru sezonul rece sunt întoi la Slatina. În ton cu orașul care începe să capete contur pentru sărbătorile de iarnă este și patinoarul, locul unde iarna mii de slătineni vin să-și petreacă timpul liber. Pentru a nu fi luată pe nepregătite, municipalitatea a demarat lucrările de amenajare. Într-adevăr, au început în acest moment lucrări de reabilitare ale patinoarului de pe strada Alea Muncii. E vorba de lucrări de întreținere, înlocuiri scânduri rupte sau vandalizate, înlocuire coșuri de gunoi și alte asemenea elemente care între timp s-au degradat. Astfel, în urma acestor lucrări de reabilitare, patinoarul va trebui să fie gata pentru a fi folosit de către cei care obișnuiesc să patineze, dar numai după ce temperaturile vor scădea sub minus 5 grade, deoarece aceasta este temperatura stabilită prin contract pentru ca acest patinoar să fie deschis. Patinoarul din municipiu este amenajat în aer liber în curtea Corpului B al Colegiului Național Vocațional Nicolae Titulescu. Slătinenii care știu să patineze pot plăti anul acesta un preț modic de 3 lei pe oră, iar studenții și elevii au reducere de 50%, astfel că plătesc 1 leu și 50 de bani pe oră, la care se adaugă 2 lei pentru patinele închiriate. Aceste tarife vor fi modificate începând cu anul viitor, astfel că adulții vor plăti 4 lei pe oră, iar studenții și elevii 2 lei și 50 de bani pe oră. Pentru închirierea unei perechi de patine vom plăti 4 lei pe oră. Oricum, data deschiderii patinoarului către public va fi anunțată din timp pe toate canalele posibile, astfel încât slătinenii amatori să aibă cunoștință de acest lucru. Meteorologii anunță temperaturi cu minus începând cu finalul acestei luni, iar primii fulgi de nea sunt așteptați în perioada Sfântului Nicolae.